Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la întâlnirile noastre de marți. Astăzi, Răzvan, Ioan și cu mine avem ca invitată pe o colegă de-a noastră. Vreau să spun prin asta că Mihaela Timuș a ținut deja cursuri la Casa Paleologu în domeniul ei de specialitate, și anume zoroastrismul. Am avut două cursuri pasionante despre Zaratustra, despre tradiția zoroastriană, despre viziunea despre lumea de dincolo în logica zoroastriană. În curând va ține Mihaela Timuș un curs despre maniheism, tot o invenție persană. Și mai trebuie să spun din start că tocmai am auzit mai devreme despre Putin, despre vaccinarea lui Putin. Mihaela Timuș este singura persoană pe care o cunosc eu care l-a întâlnit pe președintele Iranului. Iartă-mă că dezvălui această informație. Mihaela, spune-ne în ce context l-ai întâlnit pe președintele Iranului, pentru că e un lucru absolut glorios, nu doar pentru tine, ci pentru noi, pentru toți, că o româncă, o cercetătoare româncă a fost premiată pentru cercetările sale în domeniul culturii iraniene. Da, bună ziua, îmi face plăcere să vă regăsesc. Evenimentul a avut loc în februarie 2017, când am mers la Teheran pentru a-mi ridica un premiu pe care l-am primit pentru o carte pe care am publicat-o la Paris, care este o versiune simplificată, așa am dorit-o eu, a tezei de doctorat pe care am susținut-o la Ecole Pratique des Hautes Études în 2009. Cartea a apărut în 2015 și există în comunitatea noastră de studii, studiile iraniene, există o tradiție ca diferiți cercetători să fie premiați. Există un premiu care se numește, titlul e în engleză, este the World Book Award, something like that. Asta înseamnă că într-un context internațional, pentru că toți cercetătorii din domeniu fac propuneri către un comitet de științifici iranieni, dintre care unii sunt foarte buni, sunt foarte conectați, sunt specialiști extraordinar de buni în studiile arabe, de exemplu. Și ei fac o selecție din toate propunerile astea. Aveam un coleg care a fost și el propus când am fost propusă eu și n-a fost băgat în seamă pentru că publicase o carte despre Coran. Și fiind într-o perioadă de dispute, Coranul fiind un subiect extrem de sensibil în Iran, n-a fost selectat și n-am știut. Așa că e mai bine să vorbești despre zoroastrism. Despre zoroastrism, da, e mai ușor pentru că este un domeniu, e religia unei minorități din Iran, este o minoritate de lux, ca să spun așa, pentru că începând din secolul al IX-lea, când s-a stabilit dreptul canonic, dreptul juridic musulman, zoroastrienii au primit drept de a fi cetățeni deci au drepturi prin legea musulmană, alături de evrei, de creștini, cele două mari religii monoteiste, și alături de sabeeni, de samariteni, aceste religii fiind catalogate drept religii ale cărții, pentru că asta este. Și de atunci ei au drepturi, așa cum n-au avut manihenii, și manihenii au și dispărut la un moment dat ca religie, și cum nu au mai recent religia Bahai, despre care se Regina Maria, intens, da. Se vorbește foarte intens în zilele noastre, pentru că pe toate siturile astea pseudo-ortodoxe radicale este foarte mult atacat Raed Arafat ca fiind un bahaist, și mereu pe tema asta este atacat, ceea ce mi se pare totuși îngrozitor, da, ca obtuzitate religioasă. Ce mă interesează, care este cultul? Da, e păcat.
Fondatorul Fundației Regina Maria este un iranian, a cărui orientare religioasă este bahaismul, și mi se pare că e o istorie foarte frumoasă pe care a pus-o unul dintre redactorii, a pus-o în evidență foarte frumos unul dintre redactorii RFI, Radio France International, Radu Gava, dacă nu mă înșel, l-a invitat. Fundația Maria își poartă numele de la Regina Maria, care în ultima parte a vieții, se știe, a virat către bahaism. Nu știu dacă s-a și nu știu dacă s-a convertit propriu-zis, dar detalii funerare, faptul că inima ei a fost luată și depozitată în anumit loc, urmează un rit bahai. Și iată că a venit un iranian, medic de profesie, care prin natura strania destinului său a fost nevoit să rămână în România mai mult decât și-ar fi dorit, venind din Germania în anii 80, n-a putut să plece și a fondat aici. Bine, a venit pentru că o căuta urmele reginei care venea din Germania ca și el într-un anumit fel și care s-a orientat către Bahai. Și cred că Fundația Regina Maria este un loc, din punct de vedere medical, absolut onorabil. Cred că sunt destul de mulți medici iranieni acolo. Și o fundație care s-a extins, care este implicată și în educarea copiilor săraci, undeva în zona Otopeni, dacă nu mă știu, sau Băneasla. Deci... Da, haideți să revenim la tema cărții tale, da? Motivul pentru care ai luat acest premiu în urmă motivul, deja. Nu știu care este motivul, cu siguranță erau alții la fel de buni ca și mine sau poate și mai buni, care n-au primit premiul acela și sper să-l primească în timp sau să fie nominalizați. Pentru mine a fost onorant și colegii mei, eu am avut niște dubii să-l accept, m-au împins să-l accept. Sunt savanți de prestigiu ca François de Blois, Nicolas Sims Williams, în domeniul meu, pe care l-au primit Desmond Durkin, Meister Ernst, dar sunt și tineri. Eu am o colegă care cu un an sau doi înainte. Despre ce era vorba? Tema cărții este simplă, cosmogonie și eschatologie potrivit sistemului religios zoroastrian, cosmologie, eschatologie. Da, nu mai cred că ar fi bine să începem un pic pe e o bună introducere. Clarificăm exact ce e cu zoroastrismul și după aceea să ajungem la teza. Acum dacă m-ați... Da, am să spun câteva. Mă bucur că emisiunea asta are loc astăzi, pentru că suntem pe 23 martie, în condițiile în care pe 21 martie lumea iraniană, musulmani și zoroastrieni au sărbătorit 9 ani, este ceea ce se numește Novruz. Așa că toată lumea și-a urat în zilele astea, inclusiv eu pe Facebook, Sale Nou Mubarak sau un an nou bun. Ce vreau să spun este că poate că ați văzut sau unii dintre noi au văzut imagini cu o masă pe care e deschisă o carte mare, care trebuie să fie Avesta, cartea e Biblia, să zic, a zoroastrienilor, cartea sacra a zoroastrienilor, și care este înconjurată de o sumă de vase. Numărul lor e 7 și simbolul este foarte cosmogonic, pentru că asta este parte din tema cărții mele care a fost premiată, cosmogonia sau logica cosmogonică zoroastriană fiind destul de apropiată de cea iudaică. De altfel, cele două religii au parcurs de-a lungul istoriei momente împreună și în general sunt foarte bune, dar poate o să revenim mai încolo. Deci cele 7 platouri în ziua de astăzi, ele se numesc Haftsin sau cele 7 S-uri. Pentru că obiectele care sunt puse în aceste 7 vase, care sunt puse pe masă de către iranieni și zoroastrieni, sunt produse cu numărul cu care încep cu litera S, Sabzah, care înseamnă verdeață, Samanu, Senjed, Seer, Seeb, e un măr, alte ori se pune o rodie. Problema este că originea acestui simbolism heptadic a fost pierdută.
pentru că în lumea zoroastreană, pentru că de acolo vine obiceiul, Novruz este sărbătoarea de anul nou zoroastrian. Novruzul nu este acceptat în codul canonic musulman, nu este acceptat, dar sărbătoarea este acceptată pentru că e atât de populară în Iran, încât ayatollahii probabil că au spus că nu poate să știrbească populația de o asemenea bucurie. Dar la originea acestei sărbători și a simbolismului ei se află simbolismul zoroastrian, care spune că lumea s-a creat, în ceea ce se celebrează în ziua asta, este creația lumii, care a avut loc în 7 momente. Diferența față de geneza iudaică este că creația lumii are loc de-a lungul unui întreg an. În sensul că cerul este creat de-a lungul a 75 de zile. Apoi vin apele. Asta este diferența în textul. Vin apele, pământul, vegetația, lumea animală și omul. Și perioadele de-a lungul cărora creația acestor elemente are loc însumează în cele din urmă un an. Și cele deci șapte... nu este o săptămână, ci un an întreg. Nu, este un an întreg și cele șase perioade sunt șase perioade plus unu, șapte. Cele șase perioade sunt... e câte o perioadă alocată fiecărui element considerat sacru și care sunt numite gahambar sau sunt perioadele sezoniere, și la capătul fiecărei perioade se face o sărbătoare. Adică de-a lungul anului avem șase sărbători, fiecare celebrând crearea cerului, apelor, pământului, vegetației, lumii animale și omului. Și la final sunt cele cinci zile gahambar, care sunt adăugate din rațiuni puțin tehnice. Într-o fază inițială, calendarul zoroastrian era lunar. Asta însemna că era calculat cu luna la 30 de zile. Și un moment, sunt luni în calendar solar sau lunar? Iar ulterior, dându-și seama că se modifică, e un fel de cum, tipul ăsta de calculare nu corespunde ritmurilor naturale. Iar cele 5 zile de la sfârșitul anului, adică noi avem acum avem 365 de zile, care înseamnă 360 din vechiul calendar lunar, plus cele 5 zile care sunt numite epagomene de către astrologi, și iar ele se adaugă, și acel an bisect pe care noi îl avem la fiecare 4 ani, s-a constatat că dacă se adaugă câte la fiecare 4 ani câte încă o zi, atunci calculul nu se modifică. E o explicație mai complexă, pentru că elementele fixe aici sunt solstițiile și echinoxii, care se, în momentul în care numeri 360, nu mai ajungi să cazi bine pe solstițiu sau pe echinox. Deci asta este povestea cu cosmogonia și cu semnificația acestei sărbători pe care probabil și domnul Soaraf, dacă domnul Soaraf poate a sărbătorit. Asta înseamnă simplu că întregul an pentru zoroastreni este marcat de aceste șase sărbători, care sunt sărbători ale creației, deci celebrări ale universului, ale creației. Da. Dar este pentru lumea zoroastriană, adică în ziua de astăzi, trebuie spus, astea sunt statistici de acum 10-15 ani, sunt 80.000 de zoroastrieni în lume, dintre care 40.000 s-ar afla în India, în Bombay, unde ei au migrat după cucerirea arabă, care a avut loc în secolul al VII-lea sau în 641. Acum, cred că asta este o statistică, pentru că dacă cineva va spune, de fapt, sunt 100.000 sau sunt 120.000, asta înseamnă că situația a evoluat, pentru că sunt comunități importante în Anglia, în America de Nord, în Canada. Am auzit acum că de curând a fost papa în Irak. Și în Irak fiind, a fost la un moment dat, s-a întâlnit cu minoritățile religioase, care am impresia că au fost reprezentate de către o zoroastriană, care i-a arătat papei probabil ceva de felul ăsta. E ceva pe care țin să-l arăt și o să înțelegeți mai încolo de ce. Acest simbol s-a crezut multă vreme că este simbolul lui Ahura Mazda,
Dar după aceea cercetătorii au ajuns la concluzia că de fapt este acel spirit tutelar numit Fra Vahar, Fra Washi sau Ferește în lume, în limba, în persoana modernă. Ei, această zoroastriană l-a întâmpinat pe papă cu acest obiect pe care și eu l-am primit la rândul meu de la un preot zoroastrian care a venit la București în 2010. Acest simbol, la ce se referă? Un fel de înger păzitor? Da, se presupune că fiecare om care se naște are un asemenea spirit, are un asemenea frauașii. Și că ei asigură, cum să zic, este garanția, este depozitul de eternitate al fiecărui individ. Mai interesant, nu știu dacă pot să fac această, dar pentru că suntem la Radio Guerilla, poate că nu cade rău. Mai interesant este că acest simbol, ca să spun de ce am ținut să-l arăt, acest simbol se află la origine logo-ului mașinilor Mazda. Am verificat și într-adevăr Mazda, numele, că m-am întrebat la rând, numele mașinii vine de la Mazda într-un fel puțin mai complicat. A existat comunitate de zoroastrieni și în Japonia, acum au existat și în Hong Kong, China, Coreea, dar fondatorul sau unul dintre fondatorii și al doilea președinte al firmei de mașini care se numea, mă iertați, mi-am notat undeva pentru că nu mă... Toyo Kogio. Ei, acest domn se numea Matsuda și avea probabil o mare simpatie pentru, nu știu în ce context a auzit de Mazda, de Ahura Mazda, pentru că Mazda vine de la Ahura Mazda, care este în versiunea avestică a zeului suprem la zoroastrieni. Prin urmare, fondatorul acestui brand de mașini a vrut să-i dea mașinii o simbolistică, să o lanseze pe piață sub auspiciile luminii, vitezei și divinității unei divinități. Tocmai am făcut publicitate pentru mașinile Mazda. E Mazda, foarte important, trebuie să le trimitem o factură. Urmează publicitatea, 2-3 minute și apoi reluăm discuția despre zoroastrism cu Mihaela Timuș. Pauză publicitară, reluăm în câteva minute. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. There must have been something wrong with me, that I was too short or too much of a girl or too silly or something to not deserve to have been, you know, loved by my father as well. I think there's just a general feeling of shame of like, obviously if I'd been different in some way, then my father would have been there for me. Of course, it's so absurd. I'm not saying it's not absurd, it's absurd. That's not how life works. And especially as an adult, I mean, as a mother myself now, I can tell, sure, my son is getting a great gift because I'm his mother and I'm around, but the biggest gift is mine. Salut, sunt Carla Teha și tocmai ați ascultat un fragment din interviul pe care Lisa Brennan Jobs, autoarea cărții autobiografice O poveste de viață și familie, apărută la editura Humanitas, mi l-a acordat în exclusivitate pentru voi. Și da, bănuiesc că ați ghicit deja. Lisa este fiica lui Steve Jobs. Interviul va fi difuzat integral, marți, la Roz, de la 7 seara. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Aș vrea să vizualizezi ce ai salvat recent la favorită. Poate chiar azi ai intrat pe net să vezi modelul, culoarea sau prețul. Ce bine! Mai ales dacă sigur ai căutat peste tot. Nu? Dacă sigur ai găsit cea mai bună ofertă. Adevărul e că sigur e greu să fii. Dar când cauți și pe OLX, ai toate șansele. Iar între 15 și 21 martie ai livrare și retur gratuite. Ca să fim siguri. Conferințele despre lumea în care trăim, a patra ediție, au loc pe 27 și 28 martie, live online. Conferențiarii acestei ediții vor fi scriitorul Radu Paraschivescu, care va vorbi despre adevăr, minciună și mecanisme ale deformării în lumea de azi. Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, despre criza democrației liberale și scenariile guvernării lumii de mâine. Scriitoarea Ioana Prăvulescu, despre istoria romantică a cărților și cum au apărut la noi librăriile. Și analistul de politici publice Sorin Ionescu,
Grădiniță, despre ce ne desparte de o Românie normală. Conferințele despre lumea în care trăim, 27 și 28 martie, live online. Bilete pe eventbook.ro. Plăcut de Radio Guerilla. Summerwell, emisiunea în fiecare sâmbătă de la 8 seara la Radio Guerilla. Marile festivaluri din România se cântă la Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Guerilla. Stima de sine scăzută a radioului românesc. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope. Răzvan Ioan și cu mine avem ca invitată pe Mihaela Timuș, specialistă, cum spuneam, în zoroastrism, cercetătoare la Institutul de Studii al Religiilor. Și tocmai am aflat înainte de pauza publicitară că mașinile Mazda se inspiră așa din zeul suprem Ahura Mazda. Te rog să continuăm. Cine este acesta? Ahura Mazda Ahura și ce Mazda. Da, Ahura Mazda este zeu creator, e divinitatea creatoare. Creația acestei lumi de-a lungul unui an se datorează. El este zeu de divinitatea supremă și acum nu știu ce vreți să știți exact despre nu pot să intru în detalii, n-aș intra mai întâi, da. Sunt curios unde se situează zoroastrismul față de politeism sau monoteism? Este o religie politeistă dacă e vorba de zei, de mai mulți zei în panteon, sau se apropie de monoteism? Eu evit tipul ăsta de discuție pentru că, pot să spun așa, trebuie lucrurile, eu îl privesc lucrurile istoric pentru că altfel ne riscăm să nu ne înțelegem. Într-adevăr, pe multe locuri veți găsi zoroastrismul ca fiind catalogat ca fiind cel mai vechi monoteism din lume. Pentru că religia e fondată înainte de Hristos, în secolul 6 după anumite cronologii sau mileniu 2 înainte de Hristos. Deci această datare este de fapt datarea cânturilor Gathas, care sunt primele texte ale tradiției religioase zoroastriene atribuite fondatorului acestei religii, Zoroastru sau Zaratustra. Zaratustra, îi spunem Zoroastru pentru că Zoroastru îi spuneau grecii, Zaratustra este numele pe care îl găsim în Avesta. Deci felul în care îl numesc iranienii propriu-zis, așa cum la un moment dat în secolul al XX-lea au existat, Iranul nu s-a mai numit Persia, pentru că la fel Persia era numele dat de către grecii, după aceea de către europeni, imperiilor persane, în vreme ce iranienii s-au desemnat, s-au autodesemnat ca Iran, Iran, Aneran, a fi iranian sau a fi neiranian, așa cum a fi zoroastrian, la ei se spune mazdean, den mazdesn, care este religia lui Mazda. Asta înseamnă religia lui Ahura Mazda. Deci e o, cum să zic, terminologia e importantă pentru că ea spune care e perspectiva spre care privește asupra, să zicem, acelui aș fenomen. Și s-a mai spus Iranului și Iranestan. Asta este o derivație care are o conotație și ea foarte precisă ideologică. Iranestanul este acel Iran excesiv aflat sub influența sovietică, pentru că o să vedem, Rusia și-a exercitat influența destul de puternic asupra Iranului în secolele următoare țarului Petru cel Mare. Deci, pentru că sistemul, pentru că panteonul zoroastrian este piramidal și îl are în
în vârful piramidei pe Ahura Mazda, se poate spune că religia este monoteistă, pentru că inclusiv el în multe în textele exegetice, Ahura Mazda este concurat de Angra Mainiu sau de spiritul rău. Dar el, Ahura Mazda rămâne mereu cu un pas înainte sau cu are ceva în plus. Și apoi sunt înconjurați de foarte multe divinități. Avesta conține, care este cartea sacră, conține trei părți: Iasna, Iașt și Vendidad. Iașt, partea de mijloc, este o suită de imnuri care sunt fiecare dedicate divinităților. În calendarul zoroastrian, fiecare zi a lunii se numește altfel, pentru că fiecare zi a lunii numește o divinitate, o divinitate. Și atunci, bun, în lumea persană de astăzi s-a simplificat și s-a modificat, dar înainte vă dați seama ce greu este să stai să calculezi, trebuie să știi foarte bine Panteonul ca să știi ce zi te afli, pentru că dacă nu, observ aici niște asemănări între în zoroastrism și hinduism. Mă gândesc la primele texte hinduse, la Vede. Bun, acolo erau patru, nu trei, dar clar există asemănări, chiar dacă Vedele sunt poate mai puțin aproape de monoteism. Absolut, decât, da. Deci acum trebuie să spun că în domeniul academic de studii asupra zoroastrismului, cercetarea istorică și filologică are o predominanță, e predominantă, în sensul că abordările teologice care au definit începuturile studiului academic al acestei religii au căzut în secundariat, au devenit secundare, pentru că ne aflăm într-o lume destul de diferită față de lumea creștină și care are istoria ei. Observația ta este foarte bună, pentru că cânturile gata sunt într-adevăr foarte apropiate de Vede, ca limbă măcar. Conținutul nu este același și problema comparatismului european a fost aceeași, de a-și da seama că deși terminologia seamănă, adică nu pe la avesticul lui Ahura îi corespunde vedicul Asura. Entitățile însă și logica în cele două sisteme diferite sunt diferite și că asemănările făcute pe bază lingvistică duc uneori la contrasensuri din punct de vedere semantic sau, să le spunem, teologic. Dar teologia poate să ne inducă, a folosit termenul teologic aici poate să ne inducă în eroare, pentru că noi suntem obișnuiți cu teologia dogmatică creștină și când ajungi în lumea asta, ăsta a fost și marea dezamăgire a europenilor când au descoperit Avesta, pentru că ei își închipuiau că Avesta era așa un sistem metafizic de tip neoplatonician, mai ceva decât neoplatonismul aflat la originile culturii europene. Care este locul lui Mitra în panteonul iranian? Că asta a dat după aia naștere la un curent adaptat în Imperiul Roman, mitraismul. Locul lui Mitra este foarte important. Mitra este una dintre divinitățile, deci în panteonul zoroastrian, care numără, să zic, peste 30 de divinități, există o, cum să zic, o ierarhie. Există divinități vechi, pentru că asta, o religie are o istorie și când este o religie atât de veche, care vine de atât de departe, cum vine zoroastrismul, istoria este enormă și cu atât mai dificilă cu cât nu este ca istoria atestată corect pentru anumite perioade. Se presupune că zoroastrismul a moștenit divinități din perioada, să zic, din perioada în care, din perioada preahemenidă. Și încetul cu încetul a aluvionat, a și circulat, pentru că gata, cânturile sunt, ultimele ipoteze sunt că au fost compuse la Badakhshan, undeva în Afganistan, foarte aproape de India.
Apoi a evoluat, a intrat în contact cu iudaismul. Dar ca să mă rezum la întrebarea ta, Mitra este a doua sau a treia divinitate importantă alături de Ahura Mazda. Cine citește Avesta, în Iasna, în deschidere, va vedea că sunt invocate mai multe divinități. Este invocat Ahura Mazda, este invocat Tiștria sau Tiștar, despre care a vorbit Anca Dan în cursul ei. Dar este primele două divinități importante sunt Mitra și Sroș sau Sraoșa. Eu când zic Sroșa, cu ce se ocupă? Mitra în zoroastrism este în primul rând un patron al contractelor. Așa cum religia este o religie extrem de contractuală și extrem de legalizată, pentru că ceea ce este o religie care s-a impus, mai ales în perioada, aici vorbim de perioada sasanidă, adică ne aflăm deja în perioada Antichității Târzii, secolul 3 după Hristos. Când se pune la punct într-un mod asemănător cu Talmudul, dar cu implicații legale mult mai puternice, pentru că era vorba de sistemul legislativ al unui stat puternic aflat în conflict succesiv cu Imperiul Roman și după aceea cu Imperiul Bizantin, religia este reglementată printr-un drept canonic. Și în acest drept se definesc foarte multe tipuri de alianțe. Ce faci când te convertești, ce faci când îți moare un copil, unde se duce. Ideea de proprietate este extrem de importantă și de altfel este unul dintre sistemele juridice cel mai important, concurențial cu sistemul juridic roman. Adică având propriile reguli și având implicații particulare. Deci asta înseamnă în primul rând Mitra. Mitra este deopotrivă pentru că divinitățile sunt polivalente. După ce că este un sistem, să zic, un monoteism placat pe un politeism, dacă vreți așa, dar problema asta este problema micilor divinități. Chiar a avut loc la Paris recent un colocviu la Ecole Pratique exact despre problema asta a micilor divinități, care există în orice religie. Și noi în creștinismul ortodox avem tot felul de divinități. Avem divinități moștenite din religiozitatea antecreștină. Și apoi sfinții sfinții în creștinism sunt, să zicem, echivalentul unor zei mai mici. Deci Mitra are și o funcție pentru că el este supremul judecător. În scenele eschatologice zoroastriene, el prezidează scena judecății de apoi. El este cel care se află deasupra balanței judecății, de-a stânga și de-a dreapta, aflându-se două alte divinități. Cum fac ca Iisus Hristos, care judecă... N-aș face comparațiile, sunt riscante. Nu vreau să... Da, sunt riscante. Nu știu, da, n-aș face, dar pentru că... Dar asta este o, cum să spun, este o funcție ulterioară a lui Mitra. Apare în, să zic, iconografia și textele care relatează scena judecății de apoi sunt destul de tardive și probabil că au fost implantate în zoroastrism sub influența altor culturi creștine, da, pentru că Antichitatea Târzie este un creuzet de sincretisme, de întâlniri, de coabitări, dar este cu precădere un zeu al contractului. Mitraismul. E altceva. Mitraismul, despre care Ernest Lonan spunea că ar fi putut să fie ar fi putut să capete amploarea creștinismului, este un fenomen derivat și nu probabil că la origine este inspirat din figura lui Mitra zoroastrian, dar devine altceva. Devine altceva, așa cum e foarte greu de, pentru că ne aflăm, repet, în această perioadă și zonă de sincretisme, iar lumea romană, religiozitatea lumii romane este la rândul ei un fenomen absolut fabulos. Știu că eram la Paris când eram
la, asociată la College de France, urmam cursurile diferiților profesori de acolo. Și profesorul de la Catedra de Religie Romană povestea că ideea de devoțiune și de fidelitate în romantică în anumite perioade are cu totul altă valoare. În sensul că acolo dimineața aceeași persoană se închina unei divinități la prinz alteia și seara unei a treia divinități și că asta nu punea problemă. Deci asta, vedeți, are... Ori gândiți-vă că într-o asemenea lume care poate că seamănă așa prin polifonia ei cu hinduismul, a aduce o divinitate străină înseamnă a o transforma și a o asimila. Probabil că da, pentru că în hinduism, care este o, cum să zic, este un sistem religios care e foarte primitor, dar e primitor pentru că transformă. Așa cum și islamul a primit și a transformat, nu l-a negat pe Iisus, dar i-a dat altă funcție. Da. Cum, hai să zicem, și pentru creștinism, pentru noi, în ortodoxie, Sfânta Paraschiva. Parascheo e un verb în greacă care înseamnă a pregăti. Deci Paraschiva este Sfânta Vineri. Mică ceva și e o rezultat unui sincretism. Da, deci astea sunt, da. Noi avem, cum să zic, mare parte din ce a fost literatura noastră bisericească era de fapt literatură păgână sau literatura apocrifă. Era literatură care nu era canonizată. Și multe din obiceiuri sunt la fel justificate sau sunt, nu sunt, da? Da, și vreau să revenim la un aspect pe care l-a evocat în două rânduri deja, și anume interacțiunea cu iudaismul. Și de anumite cred că ar trebui să vorbim de relația dintre perși și evrei și de asemenea între perși și greci, pentru că grecii sunt cei care ne-au transmis cele mai multe informații istorice despre Persia antică. Însă o întrebare îmi venea în minte în legătură cu acei îngeri păzitori din credințele zoroastriene. Întrebarea este dacă pe tărâmul angelologiei există o influență zoroastriană asupra iudaismului. Asta este un subiect de comparativism de secol 19, da, pentru că eu am întâlnit adevăr. Da, nu. Da, este absolut onorabil și justificat și pertinent, asta vreau să spun. Noi știm doar de așa dreita Zaratustra. Da, acolo. Știu. Deci din punct de vedere istoric, legătura dintre iudaism și zoroastrism este, cum să zic, ceea ce știm cel mai bine este faptul că istoria iudaismului în secolele 7 până la campaniile lui Alexandru cel Mare este foarte strâns legată de Imperiul Ahemenid. Asta înseamnă, deci după exilul babilonian, adică după scoaterea evreilor din Ierusalim de către Nabucadnezar sau Nabucodonosor. Da, numele lui este Nabucuduri ușur. Așa o fi. În neobabiloniană. Nabucco, ce să mai Nabucodonosor, da. Am înțeles că una din navele capitanului Morpheus din trilogia Matrix se numea tot Nabucadnezar. Deci ei sunt obligați să părăsească Ierusalimul, dar curând, puțin timp după acest eveniment, are loc fondarea Imperiului Ahemenid de către Cirus cel Mare. Și Cirus este faimos. Asta ne-o spun diferite cărți ale Bibliei. Este vorba de tot ceea ce se cheamă Cartea lui Ezra în Vechiul Testament. Că sunt trei. Sunt trei cărți care sunt atribuite lui Ezra, dintre care două chiar seamănă, adică conținutul este Ezra, Cartea Esterei, Estera, care se consideră că a fost, cred că e un subiect controversat și greu de certificat, dar se consideră că a fost soția lui Xerxes, cel cu Salamina, cel care a pornit
războiul împotriva atenienilor și a pierdut bătălia la Salamina, adică fiul lui Darius, succesorul lui Cirus. Cirus se pare că a avut, asta ne-o spune Biblia, asta s-a păstrat prin memoria Vechiului Testament și asta a devenit și bun al istoriografiei privind Imperiul Ahemenid, anume că ahemenizii au avut o politică tolerantă față de minoritățile religioase din Imperiul pe care l-au gândit și care a înglobat și Iudeea. De aceea istoria iudaismului pentru această perioadă este strâns legată de Imperiul Ahemenid, pentru că sunt provincii în Imperiul Ahemenid și mai mult, politica ahemenizilor este extrem de tolerantă față de evrei, față de minorități în general, pentru că pe ei interesau să administreze bine regiunile și nu au intervenit în expresiile religioase ale comunităților. Adică, dimpotrivă, i-au ajutat pe evrei, asta se spune în Vechiul Testament, că i-au ajutat să reconstruiască templul lui Solomon, care a fost distrus de către Nabucodonosor. Deci asta este pentru perioada ahemenidă. Cea mai bine certificată și poate cea mai interesantă legătură dintre iudaism și zoroastrism are loc însă în perioada sasanidă, în perioada Antichității Târzii, începând cu secolul III. Pentru că sunt mai bine certificate relațiile dintre ei, așa cum în perioada veche evreii se aflau ca minoritate în Imperiul Ahemenid, în această perioadă se află în legătură cu Imperiul Sasanid. Adică sunt evrei în Imperiul Sasanid, care sunt comunități evreiești în Imperiul Sasanid. Faimoasa sinagogă de la Dura Europos este un loc în care se întâlnesc religiile, pentru că acolo s-au găsit inscripții în mediopersană și pentru această perioadă ceea ce este important este legătura dintre stilul Talmudului și stilul Vendidadului, care este a treia carte din Avesta și care literalmente înseamnă videvdad, înseamnă legea dad, nimicirii vii demonilor dev. Deci este o carte despre cum te purifici, cum te aperi de diferitele forme de și poluare. Exorcisme, totodată exorcisme. Exorcisme, ei sunt exorcism, poate că e, nu-mi dau seama, adică expierea se face prin rugăciune acompaniată de ritualuri de purificare care sunt specifice și complicate. A te spăla cu urină de vacă care e amestecată cu, dacă ai pus mâna pe un cadavru și așa mai departe, n-am să intru în detalii, dar am vorbit despre azimine. Nu vă dăm bunătățire aici. Nu vă dăm bunătățirea, pune mâna pe cadavru și a spăla cu urină de vacă. Da. Nu e așa, pentru că există, cred că există și, cum să spun, există rețete care includ urina. Urina este un element care poate să fie benefic. Ok, bun, așa o fi, nu mă bag în timp. Așa o fi, da. Bun. Într-adevăr, da, există Talmudul babilonian care e autoritar. Și să spun, pentru că suntem la un radio public, cea mai frumoasă alianță zoroastriană, iudeo-zoroastriană, se poate întâlni în biografia lui Zubin Mehta. Zubin Mehta este un zoroastrian din Bombay. Își povestește în biografie, are o autobiografie, o am aici, care povestește în câteva pagini, dar care este foarte atașat. Eu l-am întâlnit în 2011 sau 10 la festivalul George Enescu, m-am dus să-i cer un autograf pe autobiografie. Cântase, pentru că asta vreau să spun, el a fost șeful orchestrei din Israelului pentru multă vreme. Nu știu acum dacă mai cântă, cred că e deja bătrân și acum 2 ani trebuia să vină la Berlin la un moment dat și n-a mai putut să se prezinte. Ei, și cântase Mahler Sinfonia I cu orchestra Israelului.
divin, divin. Și l-am acroșat după la final, era obosit, evident, cu o coadă destul de mare de oameni care cereau autografe. Și eu m-am dus cu două exemplare, unul pentru mine și unul pentru un coleg zoroastrian din Statele Unite, de fapt pentru bunicul lui de 96 de ani. Și i-am spus câteva cuvinte că este pentru un prieten zoroastrian, pentru Bombay. De cât era de obosit și desfigurat de oboseală, s-a luminat așa dintr-o dată, parcă a fost un moment foarte frumos care are... Deci asta e cea mai frumoasă alianță, să zic, iudeo-zoroastriană, dusă până în zilele noastre. Asta e despre alianța iudeo-zoroastriană, dar să vorbim puțin despre războaiele greco-persane, pentru că aici au fost învingători și până acum suntem mândri că i-am bătut pe perși, da? La Maraton, la Salamina, la Plateia, la Micale, pe urmă Chimon, da? Care i-a caftit în două runde strălucite. Nu mai vorbim de expediția lui Xenofon relatată în Anabasis, da? Și evident expediția lui Alexandru Macedon. Deci aici e în primul rând o istorie a luptelor, da? Care pentru identitatea greacă joacă un rol absolut esențial, da? Identitatea greacă se construiește în secolul V și în opoziție cu Persia. Persia este celălalt, radical celălalt. Și mai e un lucru interesant. În contact cu lumea egipteană, grecii au încercat să stabilească echivalențe între zei. Da? Osiris cu Dionisos, mă rog, diferite echivalențe, care evident că șchioapătă. Însă, din câte știu eu, n-au încercat să stabilească echivalențe cu panteonul zoroastrian, pentru că perșii erau cel cu totul diferit. Sigur că la Herodot există o anumită simpatie, da? Nu e chiar atât de ostil ca alții, însă e evident că identitatea greacă se construiește în perioada democratică, în special în opoziție cu monarhia imensă, imperiul persan, spune și Aristotel în Politica, da? Că într-o țară atât de mare precum Persia nu poate exista polis sau democrație. De-al minte, profit de ocazie ca să anunț un curs de-al meu despre Aristotel, Politica lui Aristotel, pe 30 martie, un curs al lui Răzvan Ioan, care începe mâine, despre marile religii ale lumii, printre care islamul, budismul, hinduismul, evident creștinismul și iudaismul, și cursul Mihaelei Timuș despre maniheism. Da. Deci care-i treaba cu grecii, Mihaela? N-ar trebui să luăm o publicitate, da, o pauză. Da, uite că mă oprește Ioana că vorbesc prea mult. Facem o pauză publicitară și te rog, Mihaela, gândește-te la răspuns pentru după pauză. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Pasionat de tehnologie? Fă-ți o echipă de top și acceptă provocarea lansată de Kaufland. Accessibility Hackathon a dat deja startul înscrierilor și pune în joc un premiu de $16,000. Înscrie-te și tu pe kaufland.devtalks.ro. Contribuie, codează, integrează. Asigură accesul persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Un proiect susținut de Kaufland. Aș vrea să vizualizez ce ai salvat recent la favorită. Poate chiar azi ai intrat pe net să vezi modelul, culoarea sau prețul. Ce bine! Mai ales dacă sigur ai căutat peste tot. Nu? Dacă sigur, sigur ai găsit cea mai bună ofertă. Adevărul e că sigur, sigur, e greu să fii. Dar când cauți și pe OLX, ai toate șansele. Iar între 15 și 21 martie, ai livrare și retur gratuite. Ca să fim siguri. Romanul Carrie este debutul legendar al lui Stephen King și o poveste clasică pe lista cărților de citit într-o viață. Carrie White este o adolescentă timidă și retrasă, care a îndurat mereu ironiile colegilor de clasă, iar acasă o așteaptă o mamă violentă. Disperarea îi ajunge la apogeu, iar în Carrie se trezește o putere teribilă, telechinezia, așa că poate în sfârșit să se răzbune. Carrie este o lectură experiență din seria Stephen King, disponibilă pe nemira.ro și în librării. Citi de Radio Guerilla. Muzică de pus. Pe gânduri. Pe gânduri. Pe gânduri. Cu omul.
Pentru unii hip-hop-ul pare doar o muzică ușor de făcut, vulgară, fără mesaj. Dar nu este deloc așa. Există o muzică diferită care m-a ajutat să fiu conștient de mine și de tot ce este în jur. Numele meu este Omul Gnom și o parte din acea muzică o poți asculta în fiecare joi, de la 9. Pace! Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Universo entero, escucha. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine. Avem ca invitată pe Mihaela Timuș, cercetătoare la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române și specialistă în zoroastrism. Tocmai mă lansasem înainte de pauza publicitară într-o mare tiradă de naționalism grecesc. Suntem cu două zile înainte de ziua independenței Greciei, da? Pe 25 martie este, să nu uităm, bicentenarul acestei mari eliberări. E unul dintre cele mai mari momente ale istoriei moderne, da? Este renașterea Greciei, războiul din 1821, lupta care a durat un secol pentru eliberarea Greciei. Bun, am terminat tirada mea. Te rog, Mihaela, vorbește-ne despre perși și greci. Între Novruz și independența Greciei avem 5 zile epagomene în care putem vorbi despre ce vă dorim. Am făcut o sinteză. Aș fi vrut să menționez și să-ți fac un elogiu. Faptul că astăvară ai ținut o seamă de cursuri, o serie de cursuri despre leadership, în care pe mine m-a impresionat dragostea pe care o ai față de istoriografia grecească și interesul sincer pe care l-ai, de fapt, față de această alteritate persană. Pentru că așa am început și eu de mult la Facultatea de Filozofie, pe când eram, am ajuns la aceste cercetări dintr-o mare curiozitate. Cine erau acei? Iartă-mă, te rog, că vreau să fac o confesiune. Mama mea s-a ocupat ca muzeograf și istoric de artă de secția de artă orientală de la Muzeul de Artă din București și ea fiind specialistă în artă persană în mod special, povoare iraniene. Când eram mic, mama îmi citea despre Ulise, Eneas, ăștia erau eroii mei preferați, da? Ulise îmi plăcea foarte mult, Eneas și îmi vorbea de asemenea despre Rostem din Shahnameh. De-aia eu te tot bat la cap să faci un curs despre Shahnameh, că vreau să recuperez o amintire din copilărie. Mama săracă acum nu mai poate povesti despre Shahnameh. De-aia vreau tu să ne povestești despre Shahnameh. Da, da, da. Shahnameh. O să fac, deci, cu drag, sigur. Dar nu e chiar atât de mare am alteritate. Înțeles, da, da. Cum să spun, mama de mic, da, m-a hrănit cu Ulise și pe Rostem. Trebuie să mărturisesc că l-admiram mai mult pe Ulise decât pe Rostem. Da, 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 da. Am înțeles, da, dar oricum asta este din punct de vedere științific, trebuie spus că literatura greacă este esențială pentru înțelegerea istoriei Imperiului Ahemenid. Aici, deși se consideră astăzi că zoroastrismul a fost religia oficială a regilor ahemenizi, în inscripțiile lor divinitățile principale fiind, pe lângă Ahura Mazda, Mitra, și aici revenim la întrebarea importantă pe care ai adresat-o mai devreme, și Anahita, adică Sraoșa, care apare în Iasna, care este textul de bază, nu este atât de vizibil în, cum să zic, în discursul ideologiei regale ahemenide. Dar literatura grecească, fără literatura grecească, nu s-ar putea înțelege și scrie istoria acestei părți de lume, care, ca și India, are un alt raport cu înregistrarea istoriei. Eu cred că fără literatura grecească nu s-ar poate face nimic în niciun domeniu. Da. Bine, poate ne-ar mai ajuta China. Poate ne-ar mai ajuta China, pentru că și China este pe ei au un sistem de ecol de tip anal, dar
care era oricum prea departe. Avantajul cu grecii este că de multe ori ei fac reportaj de război. Xenofon, pe care tu îl iubești atât de mult și care este atât de important pentru că dă informații de la fața locului. Xenofon este cel care poate merită să spun lucrul ăsta pentru că e tipul de informație care ajunge la toată lumea. Paradisul, termenul european de paradis, a ajuns în limbile europene, paradise, paradis, peste tot este paradis, vine din limba greacă, a ajuns prin limba greacă din vechea persană, unde termenul înseamnă pairidaeza, care este un compus, pairi e împrejur, prepoziție, iar daeza este un loc încercuit. Pairidaeza ne-o spune Xenofon. În Anabasis ne povestește ce înseamnă un pairidaeza și chiar spune că așa se numește. Este parcul, locul îngrădit prin excelență, unde regele persan, care locul respectiv se afla în jurul reședinței regale, în preajma reședinței regale, este locul unde regele persan se ducea să se destindă practicând vânătoarea și călărind. Este un loc unde curg ape, havuzuri și unde este o vegetație luxuriantă. Se pare că în lumea persană un asemenea parc, pairidaeza, însuma toate speciile vegetale. E un fel de arca lui Noe în gamă vegetală. Aveam toate speciile vegetale. Asta, iar termenul pairidaeza ajunge în limbile europene prin Septuaginta, pentru că prin traducerea grecească a Vechiului Testament. Și nu e întâmplător că prin Vechiul Testament, pentru că la rândul său Vechiul Testament este martorul acestei istorii a Ahemenidei a Imperiului Persan într-un mod pozitiv, pentru că pentru evrei ahemenizii au fost protectori și i-au ajutat să se reîntoarcă în Ierusalim, să-și reconstruiască templul și așa mai departe. Deci legăturile dintre lumea persană și lumea grecească cred că sunt complexe. Eu am mai spus-o, există într-adevăr concurența asta. La Platon, în Alcibiade, dacă nu mă înșel, există în Alcibiade, există un elogiu al culturii persane, în mod precis al tipului lor de educație. E vorba de educația regală. Eu cred că există la Platon o nostalgie monarhistă, deși a apărat democrația, dar Republica lui Platon este ideală. Și există, deci, la greci o anumită admirație pentru lumea persană și nu este întâmplătoare. Și la Xenofon, pentru că Xenofon a mai scris o carte cu subiect persan și anume Educația lui Cirus cel Mare, da, da. Care e un fel de roman, trebuie spus asta, nu e o lucrare de istorie. Da, dar conține și elemente reale. Care exprimă o mare admirație pentru regele Cirus. Pentru regele Cirus, tot la Xenofon, tot în Anabasis, am citat într-unul din cursurile de astă vară, admirația cu care descrie disciplina din armata persană. Și eleganța pe care o au conducătorii. Pe de altă parte, totuși spune ce nasoi puteau să fie perșii, mai exact atunci când i-au omorât pe generalii greci într-un mod ticălos, da? Păcălindu-i și fiind neținându-și cuvântul. Da? Deci da, și da, ideea asta, că nu poți avea încredere în duplicitare, da, caracter exact. Duplicitar. Cercetări recente au arătat că amplasamentul, reședința regală de la Persepolis era extrem, extrem de bine construită, arătând un grad de civilizație superior lucrurilor care se găseau în Egipt. Asta înseamnă sistem de irigare foarte bine pus la punct, sistem de apărare,
o logică a apropierii de centrul puterii foarte bine pusă la punct. Deci nu întâmplător grecii erau atenți față de Persia. E adevărat, ai spus că nu puteau să nu cred că și-ar fi permis, pentru că mare parte din Grecia era aflată sub cum să zic, sub erau transformată în provincii ale Imperiului Persan. Nu cred că și-ar fi permis, cred că din regulile de organizare erau prevăzute anumite restricții cu privire la divinitățile divinitățile iraniene. Astea sunt de aici, ce spun este o informație cu un grad destul de mare e destul de speculativ, pentru că nu avem probe. Dar nu cred că interesa, pentru că atâta vreme cât ei își puteau păstra cultele și oricum diversitatea religioasă grecească este enormă, de la o regiune la alta ai un alt cult sau aceeași divinitate primește un alt tip de venerare. Mihaela, ai spus despre politica persană în materie de religie că e foarte tolerantă. De acord, însă am o întrebare. Totuși nu se produce modificare în timp? Nu mă refer la Imperiul Ahemenid, evident că nu. Dar mai târziu, în perioada partă sau încă mai târziu, în perioada sasanidă, nu există o evoluție din acest punct de vedere? E un subiect controversat, e o întrebare foarte bună. Da, este un subiect controversat pentru că noi nu avem tot, pentru Imperiul Ahemenid, această imagine a unei politici tolerante se datorează literei Vechiului Testament. Dacă Vechiul Testament spune că Cirus a fost atât de prieten și bun cu evrei, înseamnă că așa a fost cu toate religiile și nu știm dacă într-adevăr a fost așa. În perioada sasanidă, chiar am terminat recent un articol care atinge problema asta și care mi-a ridicat semne mari de întrebare. Și cred că trebuie făcută distinția clară între ceea ce spune religia și ceea ce au făcut de regii. Pentru că nu toți regii din istoria sasanidă au fost zoroastrieni. Așa cum nu toți regii bizantini au fost creștini sau au unii dintre ei au avut creștini, dar nu au avut au avut simpatii, cum să spun, la granița ereziei sau la deci nu toți au fost, unii au cochetat Hosro, care a avut o soție creștină. Oricum, politica, ideologia regală și religia sunt două lucruri diferite. Și din păcate, lucrurile pe care avem acces în primul rând e textul religios. Ori textul religios, zoroastrismul, califică drept, Margarzan. Am văzut într-unul dintre cursurile de la Casa Paleologului, Margarzan înseamnă cel care este condamnat la moarte. Zoroastrismul condamnă la moarte, prin definiție, celelalte religii. Celelalte religii se află în acest stadiu de păcat mortal, prin definiție. Și asta au făcut-o încurajând. În perioada sasanidă e foarte activ procesul de convertire. Populația este încurajată să se convertească la zoroastrism. Stai puțin, dacă vreau acum să mă convertez la zoroastrism, nu pot. Nu, pentru că lucrurile s-au schimbat dramatic și e de înțeles. În perioada sasanidă, zoroastrismul era religie de stat sau oricum era religia protejată de demnitarii unui imperiu puternic. Și aveau interes. Există cel puțin două rațiuni pentru care erau, de exemplu, era încurajat convertirea. Un sclav care se convertea la zoroastrism și intra în slujba unui zoroastrian căpăta libertatea. Deci convertirea la zoroastrism era în perioada sasanidă echivalentă libertății. Dacă te converteai neavând statut de sclav la zoroastrism din altă religie, aveai avantajul că această convertire se făcea cu prețul anulării tuturor păcatelor anterioare. Deci tot capitalul nu se capitaliza, ceea ce e puțin, cum să zic, este puțin. Dacă tu ai omorât fiind budist sau creștin și după aceea te convertești la zoroastrism, ești absolvit
de acest păcat, ceea ce la, din punct de vedere al istoriei conștiinței, este o mare schizofrenie. Dar ei, nu se mai poate. Ei, lucrurile s-au schimbat din momentul în care religia n-a mai fost susținută de un drept, cum era dreptul sasanid. Lucrurile s-au schimbat major, s-au schimbat din secolul 7 după cucerirea arabă până în zilele noastre. Zoroastrismul s-a modificat foarte mult. Adică în zilele noastre, într-adevăr, așa cum spui, e imposibil, nu numai să te convertești la zoroastrism, iar zoroastrienii care se căsătoresc în afara comunității au probleme destul de mari. De exemplu, chiar Zubin Mehta a fost în situația asta, pentru că el s-a căsătorit mai întâi cu o australiancă, mi se pare, și deja atunci au fost probleme. S-a despărțit de ea și, potrivit regulilor comunității zoroastriene sau parsi, cum sunt numiți zoroastrieni în India, soția a fost luată în grijă de unul din frații săi, pentru că femeia trebuie să fie protejată în zoroastrism. Există o regulă că orice s-ar întâmpla, femeia trebuie să cadă sub jurisdicția unui bărbat, sub o formă, ea trebuie să fie protejată în continuu de către un bărbat. Și apoi s-a căsătorit, și pentru că s-a căsătorit Zubin Mehta în afara comunității zoroastriene, el, cum să zic, există o problemă. Bom, el are un renume internațional destul de mare, dar a rămas multă vreme în Israel. Pentru că a rămas, fiind mai aproape, rămânând în felul ăsta mai aproape de India, fără să fie în India, unde dintr-un punct ar fi avut probleme, pentru că acolo liderii, să zic, comunității, mai mari comunității parsi, care este foarte importantă, nu știu dacă o să avem timp să spunem, să vorbim despre ce înseamnă comunitatea parsi în India. Ei sunt promotorii iluminismului indian de la sfârșitul secolului XIX până în secolul XX. Sunt destul de radical și nu se poate discuta. Eu am prieteni zoroastrieni care s-au născut în Bombay și au plecat în America și care s-au căsătorit mixt. Și problema lor este că atunci când ai un mariaj mixt, persoana care nu aparține zoroastrismului nu poate participa la ceremoniile capitale. Eu, ca străin, n-am voie să particip la ceremonia Iasna în templu zoroastrian. Îmi promiseseră, dar n-am mai ajuns în India să-mi facă să performeze ceremonia la intrarea în templu. Aș vrea să revenim la problema convertirii din timpul Imperiului Sasanid. Pentru că dacă avem cei doi factori prin care este încurajată convertirea, eliberarea sclavilor și iertarea păcatelor sau infracțiunilor, asta pare foarte contraproductiv pentru stabilitatea unui imperiu. Și economic și social. Spre deosebire de islam. Islamul care n-a încurajat convertirea la început, obținând în perioade de maximă expansiune. Tocmai de asta, pentru că nu voiau să deranjeze plăcile tectonice ale foarte. Din punct de vedere economic, convertirea pentru zoroastrieni e foarte profitabilă, pentru nu atât din punct de vedere, nu în cazul sclavilor, dar convertirea înseamnă că tot ceea ce este bun al convertitului intră în posesia bisericii zoroastriene. Și mai aveau o clauză. Pentru un convertit nu devine zoroastrian imediat după convertire. Trebuie să treacă un timp ca să poată să fie omologat, ca să spun așa. În așa fel încât, dacă persoana respectivă s-a convertit la zoroastrism și moare în termen de un an, atunci îi se iau toate bunurile și nu îi se acordă dreptul la ceremonia funerară de care ar putea avea de exemplu. Deci, din punctul lor de vedere, convertirea era profitabilă, în sensul că proprietatea devenea proprietatea comunității zoroastriene. Și atunci nu mai puteau moșteni urmașii, nu mă cam miră. Nu, devenea, adică deja se punea problema, adică devenind proprietatea, devenind bun
al comunității, dacă ei aveau urmași, se punea în logica zoroastriană. Adică, de exemplu, dacă un cuplu, dacă dintr-un cuplu bărbatul se convertește la zoroastrism, soția poate să-i rămână soție dacă e creștină. Toată averea soției intră în posesia comunității zoroastriene, care se obligă să aibă grijă de ea. Mariajul dintre cei doi nu se mai consumă, iar el, adică nu, deci nu mai au dreptul, el nu mai au, cum să zic, posibilitatea de a avea moștenitori în legătura asta, dar ea poate să fie protejată de comunitate până când moare. Și toate, iar el, dacă are moștenitori pe linia paternă, linia paternă este puternică, totul se judecă pe linie, în logica zoroastriană. Da, uite, a evocat latura asta zeloasă, să zic așa, a Imperiului Sasanid. Tocmai la începuturile perioadei sasanide se află tocmai episodul Mani, despre care vei vorbi în cursul tău, da? Mani în secolul III, adică tot în secolul III, când se instalează dinastia sasanidă, mă rog, la câteva zeci de ani. De ce? Da. Ori, totuși, Mani e persecutat, sau asta este amintirea despre Mani, că a fost persecutat, poate chiar martirizat, o fi adevărat, nu o fi adevărat, asta e altă întrebare, dar este vorba de o amintire a unei persecuții, persecutarea maniheismului de către religia oficială zoroastriană. În contrast foarte frapant cu ce știm despre zoroastrismul ahemenid, de pildă. Da, este foarte bună observația. Într-adevăr, fondarea Imperiului Sasanid, este, adică apariția lui Mani, care se naște în 212-214, este contemporană fondării Imperiului Sasanid. Și el trăiește în această, cum să zic, el își trăiește maturitatea, el se naște în Persia, el se naște în Imperiul Sasanid și e activ multă vreme în apropierea, dacă nu în capitala Imperiului Sasanid, care era la Ctesifon, din care nu a mai rămas, în zile de astăzi nu a mai rămas decât o mare frumoasă ruină. El provine însă dintr-un mediu iudeo-creștin. Tatălui era venea din cercurile așa numitelor El Casaiți, un curent iudeo-creștin, având în centru practicile de botez, de și erau comunități foarte ascetice, cu reguli foarte stricte, din câte maniheismul, este o religie ascetică și ei, da. Și a avut această viziune absolut unică, dar de înțeles într-o lume în care trebuie să ne imaginăm că diferite comunități religioase coabitau, erau împreună, creștinismul în perioada respectivă este o sumă de tendințe și de este perioada în care apare întreaga literatură apocrifă, care astăzi e considerată apocrifă, dar la vremea respectivă n-apucase încă să fie calificată drept apocrifă. Deci erau comunități care credeau în Apocalipsa lui Petru, alții în Apocalipsa lui Toma, sau e o lume fascinantă, de fapt, și atât de complexă încât e greu să o definești. În lumea asta atât de polifonică, religios vorbind, Mani are această viziune și încearcă să facă să propună o viziune, o religie care să se adreseze tuturor. Este extrem de inteligent cumva. Și maniheismul devine o religie care își dezvoltă o literatură destul de repede în foarte multe limbi. Asta înseamnă coptă, înseamnă siriacă, înseamnă mediopersană, înseamnă sogdiană, care este o altă limbă iranofonă din Asia Centrală, înseamnă partă, înseamnă mai târziu chineză,
Astea sunt traduceri ulterioare. El călătorește, Mani călătorește până în India. Trebuie spus că romanul lui Amin Maalouf, Le Jardin de Lumière sau Grădinile de Lumină sau Grădini de Lumină, cred că a fost tradus la noi, acoperă destul de bine istoria, biografia lui Mani. Acum trebuie făcută o diferență între faptul istoric și genul literar. Genul literar al călătoriei în India, de exemplu, este fondat de un tip de literatură considerată astăzi apocrifă. Este Apostolul Toma, care călătorește până în India și care se află la originea unei întregi literaturi. În secolul IX, de exemplu, avem un autor zoroastrian care tot așa povestește cum s-a dus până în India și s-a decis, a văzut toate religiile lumii și s-a decis că zoroastrismul este cea mai bună. Așa că episodul sacrificării lui Mani este relatat de către istoriografia arabo-persană ulterioară. De acolo ne vin cele mai precise relatări ale acestui episod final, care însă e înregistrat, e adevărat, și în literatura maniheană originală. Dar dacă este un fapt istoric sau un topos literar care este destul de apropiat de biografia lui Isus, asta este o problemă care trebuie avută în vedere. Pentru că Isus joacă un rol destul de important în sistemul manihean. S-au făcut și se mai pot face teze de doctorat despre acest subiect. Ce înseamnă? Este marele model, despre... nu? Este un model, da, există ceva concurențial, adică și din punctul ăsta de vedere, din cauza asta, creștinismul, o altă sursă foarte importantă de literară pentru scrierea istoriei maniheismului este literatura polemică creștină. Sfântul Augustin a fost la rândul său, a fost un manihean convertit la creștinism și este o mină de informații despre ce a însemnat maniheismul, ce erau riturile lor, ce era literatura lor, sunt o mină de informații. Titus din Bostra, Efrem Siru sau Efrem din Nisibe, cum mi se spune acum, și apoi Teodor Abucura, care este un autor de creștin de limbă siriacă. E o întreagă literatură creștină care prezintă în mod polemic maniheismul, dar dă foarte multe informații despre maniheism, care altfel s-ar fi pierdut integral. Multă vreme creștinismul a calificat maniheismul drept erezia creștinismului, deși el venea dintr-un mediu iudeo-creștin și era un vorbitor de, era un locuitor al Imperiului Persan. Dar pentru că el și-a construit imaginea lui Isus în așa fel, atunci proximitatea asta cu modelul cristic este evidentă. No. Există cumva literatură în greacă sau latină maniheană, adică literatura maniheană, nu doar relatări ale adversarilor creștini. Există în coptă litera, deci chefalaia, textele de bază sunt în coptă, deci este un dialect din zonă din Egipt, din perioadă, din pentru că maniheismul a migrat în foarte multe zone. Există un maniheism în diferite regiuni ale Imperiului Sasanid, există un maniheism pentru că a trimis misiuni. Și aici vedeți, este iarăși modelul creștin, este prezent, a preluat. Modelul misionar. Da. Trebuie o scurtă pauză publicitară și revenim apoi să încheiem această pasionantă discuție despre Persia, despre, uite, maniheism. Pauză publicitară, revenim. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Numai capuri. Orice ai asculta, Hornbach este partenerul proiectelor tale. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radio Guerilla.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope și discutam înainte de pauză despre mani și maniheism. De-al minteri, Mihaela Timuș a evocat un roman încântător scris de un autor franco-libanez, Amin Malouf, despre Mani, da? Le Jardin de Lumière, mi se pare că se cheamă. Trebuie spus că tot ce a scris Amin Malouf e încântător. De bună dreptate a fost ales la Academia franceză, da? E o foarte bună decizie. Cred că ar fi interesant să facem un pas înainte în istoria zonei, să spun așa, puțin și către cursul lui Răzvan Ioan, care începe mâine, despre marile religii ale lumii, pentru că în cazul islamului avem faimoasa bifurcare între suniți și șiiți și întâmplarea, între ghilimele, le face că șiismul a devenit dominant tocmai în Iran. Și aici vă întreb pe amândoi, de ce se produce această separare, nu atât separarea între suniți și șiiți, ci identificarea islamului iranian cu șiismul? Da, cred că aici... A te amuțit, că e o întrebare, da, la care e o întrebare răspuns, da. Imensă, da. Problema e de ce? Păi am putea să ne uităm la condițiile sociale. Bineînțeles, avem în un imperiu sasanit care este cucerit, avem o administrație foarte bine formată, o cultură închegată. Întotdeauna au fost, s-au văzut diferit, s-au înțeles pe ei diferit față de arabi. Și atunci este firesc să ai și curente religioase care să fie în opoziție față de majoritatea arabă, majoritatea sunită cu califatele. Un lucru, că până în secolul 7, Marea Cafteală, Marea Încleștare, este între Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Sasanid. Arabii sunt un fel de pion, da, în relațiile dintre cele două mari imperii. Numai că cele două mari imperii sunt lovite rău de tot de ciuma din secolul 6, da? Și poate asta joacă un anumit rol, nu știu, într-o anumită măsură, la slăbirea... Bun, asta cred că duce la slăbirea imperiilor și, bineînțeles, la succesul fenomenal al cuceririi arabe, care foarte repede termină pe toți. Bun, nu distruge Imperiul Bizantin, dar îl reduce mult în forță. Și preia din Imperiul Bizantin, dar și din Imperiul Sasanid, administrația. Și mai e ceva, e important, câțiva din primii califi sunt asasinați și contează cine asasinează. Și aici sunt dispute și asta duce la crearea unor identități diferite. Mihaela, tu ce părere ai? Eu nu mă bag în subiecte atât de mari, cu atât mai mult cu cât șiismul nu e neapărat zona mea de investigație, dar adică e complicat, nu știu dacă e întrebarea care ajută într-o primă, evident că e pertinentă, dar nu ajută foarte mult în discuția noastră de acum, care e foarte generală. Trebuie înțeles un lucru, moștenitorii, nu? Iranul șiit este moștenitorul Iranului zoroastrian. În sensul că a existat o perioadă după cucerirea arabă. E o istorie foarte, cum să spun, milimetric, se poate scrie într-un fel milimetric. În prima fază a cuceririi, care are loc sub Omeiaz și care sunt o dinastie destul de violentă, fac teologia cu sabia, nu cu penița, se păstrează încă, sunt paradoxuri, deci se păstrează, cred că în administrația în Iran, se păstrează încă limba medio-persană ca limbă de administrare, de administrație. Structurile se păstrează încă. Dar încetul cu încetul, ceea ce fac arabii este că impun limba arabă și va urma o perioadă în care niciun autor iranian nu va putea scrie în altă limbă decât în arabă. Ori marea luptă din secolul al IX-lea, al X-lea, asta înseamnă Shahnameh. Marea luptă este conservarea limbii iraniene.
Și într-un fel ăsta este, bom, rațiunile teologice și strict legate de, de Coran sunt un domeniu în care nu vreau să intru acum. De ce, cum anume se bifurcă și de altfel sunt și două ipoteze majore. Că Coranul al redactării timpurii sau târzia Coranului. Potrivit unei școli, el a avut loc încă din Coranul, a fost scris încă din vremea lui Muhammed. Și potrivit altor altei școli, Coranul ar fi fost asamblat și ar fi o compilație de diferite texte care au fost păstrate și e destul de complicat procesul. Deci aici suntem cu Iranul, suntem într-o zonă care încearcă să-și păstreze identitatea iraniană, limba este foarte importantă, iar Shahnameh, care este opera unui musulman deja, pentru că n-au avut ce face, ei au fost obligați prin constrângeri materiale, prin taxele pe care trebuiau să le plătească. Au fost obligați încetul cu încetul, dacă n-au vrut să se convertească, au plecat în India. Dar cei care au rămas în Iran, zoroastrenii, s-au convertit încetul cu încetul. Și au fost, cum să spun, religia a devenit destul de permisivă. Când vezi rugăciunile zoroastrienilor din secolul XVII, găsești deja acolo foarte multe divinități musulmane. Sunt foarte multe dinastii și lupte intestine în perioada care urmează omeiazilor, în perioada care urmează chiar abasizilor. Există în Iran momente de, cum să zic, de revival, adică sunt grupuri care încearcă să se revină la zoroastrism, să se readucă zoroastrismul redevină o religie oficială, să poată să ajung să revină la formatul dinainte de cucerirea arabă. Aș vrea acum să mai spun ceva, că atunci când vorbim de șiiți și suniți, șiit vine de la termenul Shi'at Ali. Partida lui Ali. Acum evident, Ali a fost ultimul calif rashidun, ultimul calif drept credincios, dar care a mâncat bătaie. Și atunci evident că cei din partida lui Ali, șiiții, inițial s-au identificat cu cei care erau supuși, cei care erau oprimați. Și cred că sentimentul ăsta era mai puternic în Iran, așa cum spunea foarte bine și Mihaela Timuș, decât în alte părți ale Imperiului. Trebuie să. Și de asta șiiți, în șiism, așteptarea apocaliptică este, aș spune, ceva mai puternică. Dar sigur, aici sunt multe nuanțe. De astea sunt speculații. La fel ne putem întreba, de pildă, de ce în secolul IV majoritatea covârșitoare a popoarelor germanice care se convertesc la creștinism adoptă varianta ariană. De ce adoptă o erezie condamnată de conciliul de la Nicea? E foarte ciudat, da? Doar francii se convertesc la varianta ortodoxă, catolică. Erezie depinde pe cine întrebi. Depinde pe cine întrebi. Din punctul de vedere ortodox, catolic, arianismul evident că este prima erezie condamnată de un conciliu ecumenic. Dar e totuși ciudat de ce popoarele germanice, goții, se aleg să se convertească la o variantă disidentă a creștinismului. E foarte ciudat lucrul ăsta. La fel ciudat este faptul că în Iran prinde atât de bine varianta șiită. Bun, nu numai în Iran, că și în Liban există șiiți. Aici gândiți puțin greșit, dacă aici e siguranță. E o punere de problemă greșită. Șiismul se naște acolo, nu se adoptă. Se naște acolo. Să nu uităm că în primul secol, după apariția, adică după cucerirea arabă, islamul numără vreo 17 școli de interpretare, pentru că avem Coranul și după aceea ceea ce face, ceea ce constituie lumea, cum să zic, ceea ce constituie comunitatea lumii musulmane sunt școlile de interpretare. În secolul IX, care este secolul de aur, să zic, al abasizilor, sunt active. M-am să dau un exemplu pentru că e, de asta mie mi se pare importantă, cum să zic, paradigma istorică. Sunt două școli, există două școli
care se numesc de calam, de dialectică teologică, butaziliții și așariții. Ce înseamnă asta? Ei sunt și care la vremea respectivă, nu știu dacă sunt încă calificați ca suniți sau ca șiiți. Ei au un tip de interpretare al Coranului. Cum o fac? O fac prin adoptarea categoriilor filozofiei grecești. Aristotel joacă un rol foarte important în tipul de exegeză pe care îl construiesc aceste școli dialectice. Și de asta se spune că dacă ar fi devenit mai important, dacă în cadrul sunismului, pentru că ele până la urmă, dacă în cadrul sunismului această tip de exegeză, de școală exegetică bazată pe raționalitatea de origine inspirată din filozofia grecească ar fi căpătat preponderență, atunci islamul ar fi avut o figură mai ar fi fost un partener de dialog și am fi putut și noi respira cum să spun. Da, dar secolul nou, deci la rândul lor și în secolul nouă, există cercetări care au arătat că mazdeismul la vremea respectivă împărtășea elemente de doctrină cu mutaziliții sau cu așariții din anumite puncte de vedere. Ei, și după secolul 10, din momentul în care dreptul musulman devine, se instalează, asemenea curente de liberale, de încep să dispară. Există o figură importantă pentru șiismul iranian care se numește Sohrawardi. Și care este un autor care combină elemente de teologie musulmană cu reminiscențe zoroastriene, neoplatonism. Sunt foarte multe cazuri individuale. Și ce s-a întâmplat acolo, nu știu dacă ne interesează atât de mult. Important e că ei sunt acum așa cum sunt. Asta a fost lupta asta dintre suniți și șiiți, a făcut obiectul unei lucrări a lui Dimitre Cantemir, mă uit că nu mai avem mult timp și că poate ar merita să adunim timp. Vorbești despre găselnița ta extraordinară, Dimitre Cantemir. Deci, într-adevăr, tensiunea că asta ne privește, să înțelegem măcar asta, că originile, întrebările legate de origini sunt de multe ori înșelătoare. Dar e o realitate, faptul că lumea musulmană se împarte între suniți și șiiți, deși asta este diviziunea cea mai simplă, pentru că la rândul lor șiismul și sunismul sunt divizate nu știu câte alte școli și care sunt, repet, vin din această din diferitele școli de exegeză coranică. Care sunt denumărate. Această luptă dintre suniți și șiiți, care în secolul în care scria, a devenit obiectul unei monografii scrise de Dimitrie Cantemir la ordinul țarului Petru. Pentru că Persia rămâne un imperiu important, după Imperiul Bizantin, iată că Persia rămâne în continuare un opozant al cui? Al Imperiului Otoman, care este majoritar sunit, în vreme ce Imperiul Persan rămâne evident șiit. Iar Petru cel Mare era interesat să înțeleagă ce se întâmpla în lumea musulmană. Interesele lui sunt evident economice. El este un emul al lui Alexandru cel Mare. Petru cel Mare a vrut să refacă proiectul imperial inițiat de Alexandru cel Mare, adică să construiască, să își extindă Imperiul Rus până în Asia Centrală. Asta i-a reușit, dar vroia să ajungă până în India ca să pună mâna pe același aur pe care deja coroana britanică ajunsese să pună mâna. Și atunci îl roagă pe Cantemir să-i scrie această lucrare în care să explice raporturile și tensiunile dintre suniți și șiiți. Contextul este foarte precis, pentru că pregătindu-se de o campanie expansivă, Petru cel Mare face primul pas în zona Caucazului. Acolo unde ajunge el, este o zonă cu o populație foarte diversă. Sunt armeni, sunt persani, sunt turci, sunt evident și creștini. Și campania pe care o inițiază în zona Derbentului are loc în 1722, iar
prințul Cantemir participă fiind însărcinat cu tipărirea de documente de propagandă, pentru că țarul vroia să treacă, ca zona să treacă sub protectoratul rusesc, ceea ce se va și întâmpla progresiv. La vremea respectivă însă se afla sub era parte din Imperiul Persan. Zona are o istorie foarte veche, pentru că nu întâmplător acolo erau armeni. Trebuie menționat faptul că armenii au fost înainte de a se creștina, au fost eminamente zoroastrieni. Creștinarea Armeniei are loc în secolul 5, dar în secolul 4, adică în secolul 5, creștinismul armean capătă o identitate proprie. Ei erau deja creștinați în secolul 4, dar păstrau încă, de exemplu, păstrau elemente de organizare sasanidă. Biserica era încă, biserica creștină armeană era organizată după structurile bisericii zoroastrene sasanide. Mihaela, o să avem un curs al lui Alin Suciu, abia aștept, despre creștinismul armean și georgian. Da. Ne-a promis asta, deci nu stau de noi. Da. Dar, mă rog, aștept să-mi trimit prezentarea. Da, cred că nu o să mai avem mult timp și deci Cantemir trebuie să facă, să participe la acțiunea de propagandă inițiată de țar, dar mai face un lucru. Se duce prin munți și, însoțit de ingineri din alaiul curții țarului, ajunge să copieze niște inscripții și hieroglife pe care le găsește în zona Derbentului, în ceea ce se numește zidul Derbentului, pentru că zidul Derbentului e o istorie veche, acolo este în zona Caucazului, zidurile astea sunt vechi. Ei, fără să știe, și nu s-a, eu asta cred că în istoriografia românească am punctat printr-un articol, cred că pentru prima oară lucrul ăsta, Cantemir în manuscrisul lui, în jurnalul lui de călătorie în zona Derbentului, care a fost publicat la Academia Română la sfârșitul secolului XIX sub titlul de Collectanea Orientalia, el copiază acolo de fapt ceea ce erau niște inscripții sasanide. Ne aflăm cu Cantemir în preistoria epigrafiei sasanide. El știa ce făcea? Nu, el nu știa, adică el nu știa ce copiază. El știa, el a făcut ceea ce au făcut mulți călători, geografi, emisari științifici, pentru că el era nu numai un secretar al țarului Petru, dar și un membru al Academiei din Berlin, care la rândul ei era în legătură cu Academia din Sankt Petersburg. Academia din Sankt Petersburg se construiește după modelul german, Kunstkamera, care este astăzi, cred că, parte din Muzeul Ermitaj la Sankt Petersburg, este un proiect al lui Leibniz. Leibniz a fost extrem de activ în legătura cu Sankt Petersburgul și a încercat să modeleze proiecte locale. Leibniz vroia să afle o obsesie să deșifreze limba scită, și le cerea celor care ajungeau în zona Caucazului, că acolo s-ar fi vorbit limba scită, le cerea să le caute specimene ale tatălui nostru în limba scită. Bun, nu s-a găsit neapărat limba scită cum o vroia Leibniz, dar din asemenea idei, ori cred că demersul lui Cantemir de fotograf avant la lettre, pentru că ceea ce copiază el de mână acolo devine un document extrem de important. Trebuie să știm că încă în secolul XVIII zona asta era puțin cunoscută. Hărțile nu erau foarte bine puse la punct. Adică din țara Amazoanelor, despre care a vorbit Anca Dan, țara Amazoanelor a continuat să subziste acolo multă vreme. Ori un personaj ca Nicolae Spătaru, Nicolae Emilescu sau ca Dumitrie Cantemir, care ajung
la fața locului sunt extrem de importante și de asta manuscrisul lui Cantemir a circulat în comunitatea științifică occidentală. Eugène Burnouf, care era profesor la Collège de France și preda vestica, evident că a fost interesat. Bon, ei credeau la vremea respectivă, savanții occidentali începuseră să descifreze, să găsească algoritmul de descifrare al inscripțiilor ahemenide. Dar despre cele sasanide încă se știa mai puțin și de asta geografii la fel au fost foarte interesați de descrierea zidului de la Derbent, unde se află aceste inscripții sasanide, pentru că Derbentul, care astăzi se află în Azerbaidjan, care a fost multă vreme parte din Imperiul Rus. Să nu uităm că în cazul problemelor din Cecenia, la un moment dat Putin, că tot am aflat că se va vaccina în curând, Putin se poza în fața zidului de la Derbent, care e monument UNESCO considerat. Deci acolo el este un urmaș demn de Petru cel Mare. El o încă pe Cantemir. Deci aici se ne afla pe Cantemir cu siguranță nu știa, pentru că nu cred că știa persoană și nu intrase. El știa foarte bine, cunoștea foarte bine lumea otomană și cunoștea foarte bine lumea contemporană, ceea ce era o mină de informație pentru lumea de contemporană. El este mai degrabă un antropolog decât un istoric al lumii otomane. Aici el se află pe extremitatea occidentală a Imperiului Sasanid despre care am vorbit. Asta este. Bun, Imperiul Sasanid nu mai exista de mult atunci, în secolul XVIII, când însă apare o figură cu totul fascinantă, da, un meteoric, apare Nadir Shah. Hey, în 1722, în timp ce Petru cel Mare se duce în Caucaz cu dorința de a converti populația locală la cauza rusă, în 1722 se întâmplă un cutremur care vine din cutremur politic care vine dinspre Afganistan și care pune capăt dinastiei Safavide, care era încă în putere în Iran. Și de asta, pe fondul acestei slăbiciuni interne din Imperiul din Imperiul Persan, sub dinastie Safavidă, Rusia capătă teren, capătă câștig de cauză în zonele limitrofe persane. Și într-adevăr apare această dinastie cu Nadir Shah, dinastia Afșaridă, care e de scurtă durată și care face legătura dintre safavizi și cajari, care sunt lumea modernă persană. Și am să mai spun câteva lucruri, o să merg repede. Ceea ce e important despre Nadir Shah este că Nicolae Iorga a publicat în 1939 manuscrisul, de fapt textul în greacă al unui istoric grec, Vasile Vatatzes, care a fost contemporan, adică care relatează, e un fel de xenofon, al dinastiei Afșaride despre Nadir Shah. Cartea ar merita, nici nu știu, o să vorbesc cu colegii de la Viena, pentru că nu cred că a fost Gheorga a apucat să editeze doar textul grecesc, dar nu există o traducere nu poate că există în altă limbă, în limba română însă nu a apucat să se facă o traducere. Ce vreau să spun este că poate e important să în 1779 se va trece în Iran la dinastia Qajară, care este o istorie în sine. Poate ar merita la un moment dat făcut un curs așa despre paradoxul iranian, pentru că aș puncta câteva lucruri, anume că există o perioadă de democrație în Iran în 1941-1953, că înainte, în anii 30, cu Reza Shah, care este un contemporan al lui Atatürk, fără să fie comparabil cu el, pentru că Reza Shah este de fapt un cozac, este un mercenar, un incult care devine, are o istorie fabuloasă, de la bâta de jos ajunge Shah. Este o istorie, e istoria parvenirii fulminantă.
Dar în timpul căruia există o perioadă în care femeile sunt obligate în Iran, în anii 30, să nu mai poarte valul, voalul. Deci este o perioadă de interzicere a voalului la femei, dar care prin cultura lor musulmană sunt atât de oripilate de această lege, în așa fel încât, de exemplu, funcționarii publici care trebuiau să participe la ceremonii publice își închiriau femei ca să nu-și umilească soțiile obligate să se expună fără voal în public. Este o istorie în care Iranul în secolul 20, sfârșit de secolul 19, sub Qajar, Iranul este un scut, este o placă de, e un pion destul de labil între Imperiul Rus și Coroana Britanică. Și este folosit pentru că britanicii se folosesc de Iran ca să-și poată păstra zona de influență în India. E vizat petrolul iranian, care nu e naționalizat, și problema naționalizării petrolului va întârzia, adică neaplicarea ei. Și din cauza asta, cred că cu asta am să termin, cred că aici o să terminăm. Există o întâlnire. Teheran 1943, există o întâlnire între Stalin, Roosevelt și Churchill la Teheran, când se decid trei lucruri, fără știința lui De Gaulle, anume debarcarea în Normandia, în 43, e vorba de decembrie 1943, debarcarea în Normandia, modificarea granițelor Poloniei și anexarea țărilor baltice. Adică Ialta 1945 nu este decât, cum să zic, nu e decât ieșirea în scenă a culiselor care au avut loc la Teheran. Asta nu are legătură cu zoroastrismul, nici cu șismul. Nu, dar hai să mai spunem că Iranul... 1948 și 1848 și 1877. Ce sunt aceste două date? 1848 și 1877. Nașterea străbunicului meu, Mihail Bacinov, 1848. Și niște evenimente la Paris care au generat schimbări majore în întreaga Europa. Da, mai înseamnă un lucru, cricketul a fost implantat în India de către zoroastrieni, de către comunitatea zoroastriană. Deci 1848 este aducerea cricketului de către englezi în India, iar 1877 este fondarea la Bombay a primei asociații orientale de Bombay, fondată de către parsi. Da, în fine, parsii sunt, și evident că n-am vorbit despre Freddie Mercury, despre care nu puteam vorbi foarte mult pentru că a venit din Zanzibar. Mihaela, despre multe n-am apucat să vorbim. N-am avut. Nu puteam vorbi pentru că Manii care fu asasinat nu de mult, n-am vorbit despre multe, dar asta nu înseamnă decât că va trebui să continuăm această discuție, poate într-o altă emisiune, în orice caz la cursurile pe care le vei face în continuare la Casa Paleologu. Vreau să-ți mulțumim amândoi foarte mult. A fost o discuție absolut pasionantă. Cu drag, și mie mi-a făcut mare plăcere. Timpul, de-al minte, cred că și ascultătorii noștri s-au oprit complet din orice altă activitate. Eu am primit mesaje de la prieteni deja. Dacă ne demobilizăm lumea, sper că n-ați ascultat la volan, da? Că și asta ar putea fi o problemă. Mulțumim încă o dată foarte mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la emisiunea Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.